Până atunci să ne pregătim și fie și lecția astea în același scop, să ne cercetăm în această seară la o nouă lecție din tematica alternative, întrebându-ne dacă suntem, dacă abordăm problemele vieții cu credință sau suntem împietriți. Cu credință sau împietrit. Credința este simțul minții, este simțul existenței noastre spirituale. Este scris în Roman, capitolul 1, ca o reluare a celei profețite prin Habacuc, citesc versetul 16 și 17, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, spunea Pavel, fiindcă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Deci perceperea lucrurilor spirituale este numai prin credință. Deoarece în ea, în această Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Adică începem viața cu credință și trebuie să o continuăm cu credință. Și spunea Petru, 1 Petru 1 cu 9, abia ca sfârșit a credinței acestei vieți de credință, nu de împietrire, vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. De altfel, rămânând în aceea epistolă către Romani, citim finalul, Pavel, ca unul care și-a văzut slujba de apostol al neamurilor, spunea, versetul 25, iar aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, și potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de viacuri, dar a fost arătată acum prin scriere prorocilor și prin porunca Dumnezeului celui veșnic, și acum fiți atenți, a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte de credință. Și mă adaug în introducere 1 Timotei 1 cu 5, unde din nou vedem baza indispensabilă a credinciosului care trebuie să fie asigurată și de credință. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Doamne, așa am vrea să o avem. Ce este împietrirea? Este un refuz dârz de a veni la lumina adevărului. De a închide ochii și atunci când vezi, când îți dai seama. Și spunea Domnul, cităm din Ioan capitolul 3, acest adevăr de la versetul 18. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede, deci cine refuză să creadă, a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul lui Dumnezeu. De ce nu cred oamenii? De ce se împietresc? Și judecat aceasta în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptelor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele, dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Așadar, să ne cercetăm cu sinceritate dacă nu cumva, în vreo privință, chiar credincioși fiind, mai suntem împietriți, ne mai împotrivim adevărului. Pentru că se poate întâmpla, în urma împietririi, să cădem în necredință, să ajungem în neștiință și de aici lucrurile s-o ia razna. Doamne, ferește-ne! Să abordăm pe rând aceste alternative, începând cu cea pozitivă, cu credință. A avea credință este o atitudine pe care o așteaptă Dumnezeu de la fiecare om. Dumnezeu se uită la noi și noi privim spre Dumnezeu numai prin acest simț spiritual. Domnul și-a început mesajul cu cuvintele pocăiți-vă și credeți. Și și-l-a încheiat cu cuvintele oricine crede și se botează va fi mântuit. E credință de la un capăt la altul. Ioan Evanghelistul spunea în Evanghelia sa, capitolul 1, versetul 12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred. Și mai concret, din aceeași Evanghelie citim din capitolul 6,
unde Domnul a răspuns la întrebarea din versetul 28. Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Deci tot ceea ce cere Dumnezeu de la noi are de-a face cu credință. Adăugăm și versete din Evrei 11, care sunt definitorii. Scriești de la versetul 1 și credința, și despre asta vorbim, este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Deci aceasta ne califică înaintea lui Dumnezeu. Și spune în versetul 6, în mod exclusiv, și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă. Ce să creadă? Că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Asta ne face trecere înaintea lui Dumnezeu, care nu poate fi văzut, dar din plin poate fi crezut, acceptat și slujit. De fapt, ce înseamnă a crede în Dumnezeu? Că toți oamenii au o credință despre existența divinității. Și chiar în mediul nostru creștin, toți pot să declară, eu cred în Dumnezeu. A crede, a fi cu credință, înseamnă a accepta cuvântul lui Dumnezeu. A crede într-un om nu înseamnă doar a crede în existența sa, ci a te încrede în el, adică a-l crede pe cuvânt. Ori în cazul lui Dumnezeu, a-l crede pe Dumnezeu înseamnă a crede Scripturile. Să citim câteva versete în a argumenta această afirmație. Psalmul 119, versetul 66. Știți că acest întreg psalm se ocupă de cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce rugăciune avem aici, versetul 66. Învață-mă să am înțelegere și pricepere, căci cred în poruncile tale. Să știți că Dumnezeu este interesat să învețe pe omul care crede, omul suspicios, omul care vrea să știe doar ca și teorie, așa să facă el comparații, sau doar să se laude că își cunoaște. Nu are certitudine că Dumnezeu îl va lumina, dar pe cel sincer, Dumnezeu se obligă să-i satisfacă nevoia de cunoaștere, de înțelegere. Să luăm un episod din Luca 24, evenimente petrecute în ziua învierii Domnului Iisus Hristos. Știți că cei ce cu adevărat puteau fi martorii vizibile ai învierii, soldații au fost plătiți să nu spună sau să spună minciuni. Femeile, Maria Magdalena, în prim plan, care l-a văzut, însă au transmis această veste ucenicilor. Și scrie în Luca 24, versetul 11, cuvintele acestea, deci informațiile aduse, li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Se arată Domnul la cei doi și scrie de la versetul 25, le spune lor, dar era valabil și pentru ceilalți, cum de altfel scrie mai târziu în același capitol, o, nepricepuților și zăbafniși cu inima, adică cei ce întârziau să se lase lămuriți și să creadă, când este vorba să credeți tot ce au spus proroci. Și a început de la Moise și la toți proroci și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Și apoi, evident că nu s-au mai îndoit. Adăugăm un verset din 2 Corinteni 4, un verset bogat, care bine ar fi să ne fie specific predicatorilor și tuturor care am mărturisit credința în Dumnezeu. 2 Corinteni 4 cu 13. Însă fiindcă avem același duh de credință, repet, duh de credință,
potrivit cu ceea ce este scris. Am crezut și de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim. Credem cele auzite și drept dovadă că le credem, le și transmitem mai departe cu toată încrederea. Aici fac o precizare. Deci a fi cu credință înseamnă a-L crede pe Dumnezeu, pe cuvânt, în tot ce-i scris, în proroci, în orice parte a Scripturii, dar nu a crede orice vorbă. Oamenii aceștia nu sunt cu credință, sunt creduli. Și Biblia condamnă pe cei ce cred pe oricine, orice zice. Să citim din cartea Proverbele, capitolul 14, unde Solomon spunea, citesc versetul 15, omul lesne crezător crede orice vorbă, dar omul chipzuit ia seama bine cum merge. Deci să nu ne lăsăm influențați ușor. Mă refer aici nu doar în aspecte pământești, crezi pe cineva că printr-o afacere cu el vei câștiga nu știu câți bani, ci e mai grav când credem în plan spiritual, teoriile unuia sau altuia. Iată ce spune tot în Proverbe, capitolul 26, versetul 24 și 25. Și știți că în Noul Testament se scrie frecvent despre vorbiri dulci. Oameni care par a avea dreptate, au o logică, au retorică în spusele lor. 26 cu 24 și 25. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și înăuntru lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, că 7 urăciuni sunt în inima lui. Deci se poate cineva să pară foarte favorabil când de fapt el are un plan rău și dacă îl crezi poți să fii înșelat. Dar cum spuneam, cel mai grav este, și sunt mai multe versete în Profeți, nu le amintesc, unde Dumnezeu îndeamnă poporul său să nu fie credul. Dar cred că cea mai puternică afirmație în privința asta sunt spusele Domnului din Matei 24, când s-a referit la vremea sfârșitului și să nu uităm că e vorba de noi, nu de ei de atunci. Matei 24, de la versetul 23. Atunci, dacă va spune cineva, ia să Hristos este aici sau acolo, să nu-l credeți, că se vor scula și enumeră categorii de oameni înșelători și spune în versetul 26, deci, ca o concluzie, deci, dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în odăiți ascunse, să nu credeți. Pentru că Biblia este suficient de documentată în astfel încât să nu ne înșelăm și să nu ne ducă cineva ușor de minte. Dumnezeu nu ne-a lăsat doar o carte cu 2 pagini. Am lăsat o carte cu 1200 și de pagini ca să putem înțelege ce trebuie crezut și ce nu trebuie crezut. Este ciudat felul în care oamenii sunt creduli, dar în același timp nu cred adevăruri. De exemplu, e de mirat cum în vremea noastră oamenii mai cred în fel și fel de basme sau în diferite tehnici de magie. Asta spun în contrast cu, de exemplu, descoperirile științifice din secolul XIX. Telefonul, alfabetul Morse. Au fost oameni care nu și-au imaginat, chiar oameni suspuși. Citeam niște date despre anumite acțiuni din Parlamentul Statelor Unite, din Congres, cum au ridicularizat pe cei ce făceau referire la posibilitatea ca oamenii să vorbească la telefon. Chiar despre calea ferată. Spuneau că dacă oamenii vor merge cu o viteză mai mare, 35 km la oră, își vor pierde minte. Noi știm acum că oamenii pot să suporte fără nicio problemă mentală viteze mult, mult mai mari. Dar asta e curiozitatea, că acele lucruri care au fost dovedite științific nu puteau fi ușor crezute și alte năzbâtii sunt foarte ușor crezute. Dar cum spuneam, cele din domeniul pământesc le luăm doar așa, ca exemplificare. Culmea este în domeniul spiritual. Oamenii greu cred ce-i scris, dar fel și fel de tradiții, de datini, sunt ușor crezute. Oare de ce?
Vom vedea poate partea a doua când vorbim de împietrire. Aici mă adaug doar o idee. A fi cu credință nu înseamnă doar să crești ceea ce este scris, asta în primul rând, asta e la bază. Fără asta nu poți fi plăcut lui Dumnezeu. A fi cu credință înseamnă a te raporta corect și activ la lucrările lui Dumnezeu. Să citim spusele Domnului din Matei 21, de la versetul 22. Și 21, și apoi 22. Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă zice muntele acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. E foarte important să credem lucrările lui Dumnezeu. Un cuvânt profetic care ne l-a transmis. O vorbă rostită cu autoritate de un om al lui Dumnezeu. Se va împlini. Chiar dacă aceasta presupune excepții de la legile fizice care ne înconjoară. Citim tot în privința aceasta din Marcu, capitolul 16, spusele Domnului de la versetul 17. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Să ne dea Bunul Dumnezeu credință pentru a putea fi în stare de lucrările care le are rânduite pentru noi. Numai ce are plan pentru noi. Fiecare are chemarea lui. Dar, de exemplu, ne rugăm cu adunare. Pentru o anumită cauză. Credem? Citeam că într-o localitate s-a făcut o cârciumă lângă adunare. Și era deranj. Și frații s-au rugat. Și la o ploaie, o trăsnită clădirea cu cărciuma. Și cărciumarul a dat în tribunal credincioșii. Și credincioșii au spus, dar nu ne-a rugat să fie trăsnită. Cărciumarul spunea, ba da, asta s-a întâmplat în urma rugăciunilor lor. Și zice judecătorul, până una altă, un lucru e clar. Cărciumarul crede în ceea ce voi vă rugați. Evident că și credincioșii nu asta s-au rugat, s-au fi rugat să se mute de acolo. Dar Dumnezeu poate răspunde acestor rugăciuni. Citeam despre un frate din Uniunea Sovietică, v-am spus eu nu de mult aceasta, că a fost dus cu închisoarea într-o anumită localitate unde Dumnezeu avea o lucrare cu el. Și credincioșii de acolo s-au rugat cu insistență ca să mai rămână, chiar după ce a expirat perioada de condamnare, de detenție. El a făcut cereri pentru a fi scos în comisie și eliberat, dar conducerea penitenciarului i-a refuzat în mod repetat cererea. S-a rugat, Doamne, vreau să plec și eu acasă. Și Domnul a descoperit, nu conducerea e de vină, ci frățietate. Și s-a dus la ei și a spus, e drept că voi vă rugați să mai rămână aici. Da, e drept. Dezlegați-mă. Dar ne promiți că mai vii la noi în misiune? În mod regulat, vin. Bun, atunci ne rugăm să ți dea drumul. Ziua următoare a făcut cerere, fără niciun comentariu, i-a semnat și a plecat acasă. Să ne dea Bunul Dumnezeu harul să fim cu credință. În fața unei situații, cum ar fi o naștere care se anunță a fi cu probleme, o situație în familii mixte, anumite aprobări care trebuie să ne vină din partea unor oficialități sau stări de boală, e foarte important să ne raportăm cu credință. Amin? Să luăm și două exemple. De fapt, mai multe, dar două în sensul diferențierii. Mai întâi sutașul roman din Matei capitolul 8.
Nu puteam să-l ocolesc că Domnul l-a lăudat spunând că n-a găsit nici în Israel credință ca la el. Citesc versetul 10. Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. În ce a constat sau cum a fost, în baza ce a fost evaluată credința lui? În baza cuvintelor rostite în versetele 8 și 9. Doamne, răspunsul tău, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Adică eu știu că nu faci asta pentru că mie mi se cuvine. Ci zi numai un cuvânt, tu ai autoritate suficientă și robul meu va fi tămăduit. Adică poți să faci asta și de la distanță. Și-a dat un exemplu. Că și eu sunt sub stăpânire și la rândul meu am sub mine ostaș și zic unui adu-te și se duce, vino și vine și robul meu fă cu tare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis mulțimii acele cuvinte. E foarte important să știm că și credința se dovedește prin cuvintele care le rostim. De aceea celelalte exemple le voi lua din bolnavii vindecați de Domnul Iisus Hristos. În toate situațiile, Domnul s-a bazat pe un cuvânt mărturisit cu credință. Întoarcem pagina 9, Matei, cu versetul 27. Vindecarea doi orbi. Ei spuneau, ai milă de noi. Versetul 28. După ce au intrat în casă, orbii au venit la el și Iisus le-a zis, credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne, au răspuns ei. Și lucru s-a făcut îndată. Tot Matei, capitolul 15, avem femeia cananeancă, citesc de la versetul 21, identifică aici cazul, ea insistă, versetul 25, Doamne ajută-mi, Domnul contestă prioritatea ei, și 27, da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărămiturile care cad de la masă stăpânilor lor, cu alte cuvinte, nu suntem noi evrei să stăm la masă, dar suntem pe lângă ei. Atunci Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiește. Doamne, ce bine ar fi să ne spună Domnul și nouă, auzi, cum vrei tu, așa să fie. Dar să nu ne îndoim. Știți când Petru s-a îndoit, era să se scufunde. Lăm un alt caz, Marcu 5. Dumneavoastră le știți, vi le amintesc sub aspectul credinței, femeia bolnavă de 12 ani, Marcu 5, de la versetul 25. Concret ce s-a întâmplat, versetul 28, căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui și a simțit într-o trupul ei că s-a tămăduit de boală. Păi ce avea vârful deșetelor ei atinse de haina Domnului cu hemoragia aceea neîntreruptă de atâția ani? Credința e ceva ce acționează în lumea spirituală, cu efecte în lumea fizică, în lumea fizică. Și ultimul caz, dintre exemple, Ioan capitolul 9, orbul din naștere. Știți, a fost vindecat că a plecat atunci când i s-a spus. Dar e interesant felul în care a fost mântuit. Scrie versetul 35, Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, l-a dat afară din sinagogă. I-a zis, crezi tu Fiul lui Dumnezeu? Și răspuns, cine este Doamne ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne! I-a zis el și s-a închinat. Știți că el a discutat cu fariseii care au examinat situația în mod repetat, au vorbit cu părinții. Numai nu puteau crede. Ce simplu a crezut el. Așa se fac lucrările lui Dumnezeu. M-au zis despre fratele Ursu de la Botoșani, un om pe care Dumnezeu l-a folosit în vindecarea bolnavilor, că spre bătrânețe a fost bolnav, venea în spital și medicul i-a spus, în virtutea constatării legilor medicale, moșul l-a să te opera că dacă nu mori. Și l-a mai amânat asta în nădejdea că Dumnezeu îl vindecă. Și într-o noapte i s-a arătat un înger și a zis, lasă-te operat că dacă nu mori, cum a zis doctorul? Și l-a zis, Doamne, de altă dată m-ai ascultat și ai vindecat pe alții, de ce nu mă vindeci? Și acel sol al Domnului sau Domnul, cum i-a spus, i-a zis,
Dacă ai avea credință, te-ai putea vindeca, dar de data asta Domnul te-a cercetat și pentru tine n-ai credință. Drept urmare, lasă-te operat, că dacă nu mori. Și vedenia de noapte s-a stins. Spuneam, este interesant felul în care lucrează credința. Dar trecem la partea a doua. Ce înseamnă să fim pietrit? Studiem asta ca să nu fim, nu ca să știm cum e, de dragul de a încerca. A nu te lăsa înduplecat și convins de adevărul sfinte, a fi încăpățânat. A avea nevoie de 1100 de dovezi. Uneori Domnul ne dă dovezi așa ca la Toma, pune mână, dar tot necredincios. Știți cazul când filistenii au luat în război chivotul de la evrei? Și unde l-au dus peste tot, Dumnezeu a lovit de moarte. Și magicienii lor le-au zis, scrie în 1 Samuel 6:6, păi nu va ajunge? Nu pricepeți că nu-i de a vă juca cu Dumnezeu? Scrie aici. Pentru ce vă împietriți inima? Cu și-au împietrit inima egiptenii și faraon. Cu alte cuvinte, vreți să fim decimați de puterea divină? Adică au văzut ce s-a întâmplat la Asdod, au văzut ce s-a întâmplat la Gat, a zis, vreți să treacă la rând toate cele 5 capitale ale filistenilor până să vă lămuriți și voi. Nu vă ajung 2 dovezi. Citim și din Marcu 3, o dovadă de împietrire. Domnul era într-o sinagogă, asta la începutul lucrării sale, când îl mai admiteau prin sinagogi, că după aceea nu i-au mai dat voie. Și acolo erau niște oameni care au văzut că e un bolnav, l-au văzut pe Domnul, hai să-l pândim dacă face vreo lucrare în ziua sabatului. Și scrie aici că Domnul le-a pus o întrebare foarte frumoasă, versetul 4. Este îngăzuit în ziua sabatului să facă bine, să se facă rău? Adică ei îl pândeau să nu facă bine, dar ei au hotărât să facă rău, ca și cum bine nu-i voie să faci, dar rău-i voie. Da? Ce să răspund? Spune finalul versetului, dar ei tăceau, ne-au prins. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimilor, cât puteți să fiți de încuiați la minte și de răi la inimă? Nu vă bucurați să se vindece un om numai așa, să se respecte tradiția voastră. Și Domnul a mai pățit o situație. O altă vindecare, când fruntași sinagogului a sărit și a spus, alte zile, nu acum. Zice, dar de ce sunteți nedrepti? Și voi nu vă dezlegați animale? Dar când omul este împietrit, este insensibil și se încăpățânează, nu acceptă. Un alt caz, fapte 19. S-a dus Pavel în Efes. Domnul a avut cu el acolo o mare lucrare. Și s-a dus mai întâi în sinagoga evreilor, că așa proceda atunci, să-i înveți. Dar scrie aici în versetul 9, Pavel le aducea argumente și cunoștea Scriptura și era însoțit de Duhul lui Dumnezeu. Degeaba. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului, Pavel a fost nevoit să-i separe. Deci să ne ferim de a nu accepta lucrările lui Dumnezeu. Să ne amintim de evreii din pustie care au primit o pedeapsă de 40 de ani pentru împietrirea lor. Grea pedeapsă. N-a fost numai situația aceea cu necredința în urma raportului scoadelor. Au văzut minunile lui Dumnezeu în mod repetat. Și tot s-au îndrăgit. Parcă nu le era destul. Și așa a pățit Domnul la rândul lui și apostolii cu cei din vremea lor. Scrie, sunt cuvintele Domnului în Matei 21, de la versetul 32, pentru cei ce nu s-au lăsat lămuriți nici de Ioan, nici de Domnul Iisus, nici de minunile care le-a făcut, pentru ei tot nu era destul. Mai voia una. Îi ziceau, mai vrem încă un semn. 21:32, fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și voi nu l-ați crezut, dar vame și curve l-au crezut. Și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Adică să terminați cu starea de împietrire. Dar de ce sunt oameni așa împietriți? Eu, din cât pricep din Scriptură, înțeleg că mândria sau alte păcate nu-l lasă pe om să creadă și îl țin în starea de împietrire. Omul mândru nu vrea să se coboare.
De aia nu se pocăiesc cu lic. Cred că pocăiții sunt niște oameni așa de rând. Da, în general sunt oameni de rând, dar asta nu înseamnă că nu sunt și din alții printre ei. Adică să mă cobor eu, să spună cineva spre mine, să mă jignească. Da, pocăiții trebuie să accepte să fie jigniți, că în locul ocării vor avea slavă. Sau, cum spuneam, diferite păcate. Deci e omul împietrit, nu-i place, dar de ce? Adică să-i zici tu exact ce el vinovat. Sunt unii oameni care vin la biserică și spun, dar ce te are treabă cu mine? Și se împietrește. De ce? L-ai mustrat exact în domeniul unde el trebuie să pocăiască. Și asta nu este gata să o fac. Este scris în Deuteronom 17, eu nu citesc, doar amintesc că oamenii din mândrie nu se supun, nu se pleacă. Dar vă dau un exemplu, poate înțelege mai bine, 2 Cronici 25. Aici avem un împărat cu inima împărțită. La un prim apel a ascultat de Domnul, dar apoi și-a adus idol, scrie în versetul 14, s-a închinat înaintea lor. Domnul s-a prins de mânie, idolatria e păcatul numărul 1. Și îl mustră pentru un proroc. Și spune versetul 16, pe când vorbea el, Amația a zis, oare te-am făcut eu sfernic împăratului, pleacă! Pentru ce vrei să fii lovit? Prorocul a plecat zicând, știu acum că Dumnezeu a hotărât să te nimicească. Din două motive. Pentru că ai făcut lucrul acesta, ai adus idolii și n-ai ascultat sfatul meu, adică te împotrivești și împotrivirea. Asta e foarte vinovat. Daniel, la rândul lui, face o referire la Nebucadnețar înaintea lui Belșațar, nepotului lui, și scrie în Daniel capitolul 5, în noaptea aceea când s-a ratat scriere pe perete. Citesc de la versetul 20, dar când i s-a îngânfat inima și s-a împietrit duhul până la mândrie, asta e forma maximă, a fost aruncat de pe scaunul împărătesc și a fost despuiat de slava lui. Și apoi îl mustră pe el și tu n-ai înțeles nimic din toate astea. Așadar, când observăm că alții ne spun, de ce ești împietrit, de ce nu te pleci, de ce nu crezi, de ce n-asculți, să încercăm să înțelegem ce nu ne lasă pe noi să credem, căci credința e strâns legată de ascultare. Cine crede, ascultă. Și mai este o situație pe care o amintesc, de fapt ăsta e finalul. Se poate ajunge la starea în care Dumnezeu împietrește inima omului. Și de aici omul e beton până la moarte. Nu mai mișcă niciodată. E starea de osândă numită în Scripturi. Sau posibilitatea sau imposibilitatea ca cineva să mai vină la credință din asemenea situație. Asta se întâmplă, cred eu, în cazul păcătuirii repetate sau în cazul respingerilor tot repetate a descoperirilor divine, a chemărilor din partea lui Dumnezeu. Scrie în cartea Deuteronom, capitolul 2, despre unul din regii cuceriți de evrei la intrarea în Canaan, încă pe când trăia Moise. Deuteronom 2:30. Dar Sihon, împăratul Hezbonului, n-a vrut să ne lasă să trecem pe la el. L-au rugat, nu facem deranj, plătim ceea ce uzăm, apa care o bem. Căci Domnul Dumnezeu i-a făcut duhul neîntuplecat și i-a împietrit inima. Dar de ce? Facem legătura cu ce a spus Dumnezeu lui Avram în Genesa 15. Păcătuirea lor, starea de vinovăție, ajunsese la culme. Sau dacă vreți, la modul general, citim despre asta, nu doar despre păgâni și despre evrei, ci poate fi și la noi, în Evrei 3. Ce cuvinte grele sunt aici. Evrei 3, citim de la versetul 12. Lua seama, dar fraților, o adresă pentru adunare, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte de Dumnezeu cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Păcatul repetat împietrește inima, nu mai crezi, nu mai asculți, nu mai vezi nimic, te duci din rău mai rău. Sau, cum spuneam, apeluri repetate respinse. Și dacă toți suntem cu Biblia aici, citesc și versetul
15. Câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți nimic în ziua răzvrătirii. 4:7. El hotărăște nouă zi, astăzi, zicând în David, după atâta vreme, după cum s-a spus mai sus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Se predică un subiect. De exemplu, despre împăcare sau comportament în familie sau în societate. Ce nu-ți place? Dumnezeu îți vorbește prin predică, se poate vorbi printr-un vis, printr-o prorocie, prin altă predică sau citind din Biblie. Și când se predică, în loc să fii cu blândețe, cum scrie în Iacobul, spui, dar ce are cu mine, îmi predică mie, ce? Să se pocăiască celălalt. Și găsești motive de genul acesta. Se poate întâmpla, după câteva adrese din astea refuzate, Dumnezeu să nici nu-ți mai vorbească. Dar nici să nu mai scap din starea aceea. Și asta e foarte grav. Să citim și în Fapte, capitolul 28, ce s-a întâmplat când a ajuns Pavel la Roma. S-au adunat toți evreii și au discutat. Ce spune Scriptura despre Domnul Iisus? Versetul 24. Unii au crezut și le spunea el, iar alții n-au crezut. Au rămas împietriți. De ce? Fiindcă ei au plecat acasă în înțelege unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe, care sunt scrise în Isaia, spuse și în Evanghelie. Du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea. Dar atunci cu ce-s vinovați ăștia, că aud și au urechi, dar n-aud, au ochi, dar nu văd? Iată vinovăția. Versetul 27, căci inima acestui noroc s-a împietrit. Ei aud greu cu urechile și au închis ochii. Adică ei și-au închis ochii, nu le-a plăcut ce le-a arătat Domnul și atunci Domnul a zis, lasă, nu mai țineți voi de ochii închiși, că vă vorbesc eu. Și atunci puteți să nu mai aveți grijă cu ploapele, că și așa nu vă mai ajută. Că Dumnezeu vorbește odată, de două, de trei ori, omul refuză, se face că nu vede, cum zice o vorbă înțeleaptă, nimeni nu mai ori decât cel ce nu vrea să vadă, cel ce nu vrea să înțeleagă. Dumnezeu îți va întuneca mintea. Sau cum spune în 2, va trimite o lucrare de rătăcire, în veac nu mai pricepi. Poți să vină toți prorocii și toți predicatorii, îngeri să vină. Tu nu mai poți crede că ai refuzat pe Dumnezeu care te-a explicat și au fost momente în care puteai să înțelegi. Era logic ce ți s-a spus. Știai că ăsta e adevărul, dar nu erai gata să te pleci, să accepți. Deci e foarte important când Dumnezeu ne vorbește să credem. Doamne, ajută-ne! Și în situația asta, spune finalul versetului, să nu mai pot să audă, nu mai pot să înțeleagă și nu mai pot să se întoarcă la Dumnezeu ca să fie vindecați. Luăm două exemple. Faraon, poate exemplul cel mai pe larg descris în ce privește împietrirea, cele mai multe cuvinte de împietrire din toată Biblia despre oricare om sunt rezervate lui Faraon. Dar interesant, este scris că și-a împietrit inima de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ori și este scris că Dumnezeu i-a împietrit inima de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ori. El a avut ocazia să creadă, i s-au dus dovezi. Minuni cum nu văzuse oricine. Și mai apare o mențiune diferită de acestea în care scrie are inima împietrită. Adică păcatul împietrește inima, Dumnezeu vine să te lumineze cu dovezi, uneori și cu semne, nu vrei, refuzi să vezi, să crezi, apare faza aceea în care Dumnezeu te împietrește și te duce sau te îngăduie să fii dus până la moarte, și fără șansa de a fi salvat. Puteți reciti aceste versete, apar toate din Exod 4 până la Exod 14, adică sunt exact acele perioade de la prima orgie până la ultima, cea din Marea Roșie, căreia a căzut victimă și Faraon. Celălalt exemplu, Faraon e exemplu pentru cei de afară care nu vor să creadă, să împietresc. Dar avem exemplu Israelul pentru cei dinăuntru,
care au respins apelurile profetice întoarcere la Dumnezeu. Este un citat greu în cartea a doua Cronicilor, capitolul 36. Au fost ultimele apeluri. După asta a urmat distrugerea templului Ierusalimului, deportarea și ultimelor rămășițe. 2 Cronici 36, citim de la versetul 12. E vorba de ultimul împărat, Zedechia. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său, nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia care îi vorbea din partea Domnului. S-a răsculat chiar împotriva împăratului Nebucadnețar care le pusese jure pe numele lui Dumnezeu și a înțepenit grumazul și a învârtoșat inima. Iată ce exprimări pentru împietrire. Până acolo încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeul lui Israel. Și Dumnezeu n-a mai avut ce să facă decât să fie distruși. Și până în zi de azi, am vorbit zilele trecute cu un român care zice că e evreu, nu știu. Dar a fost în Israel, știe, evreiește, a stat acolo vreo 10 ani. Și mi-a spus că cerând drepturi în Țara Sfântă, cum îi zicem noi, a fost pus să-și relateze crezul. A stat de vorbă câteva oficialități, cu rabini. Cu capul odată nu vor să creadă. Sunt și mesianici, dar foarte, foarte puțini. Că e scris în Romani, capitolul 11, citim cuvintele Apostolului Pavel, de la versetul 7. Deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămășița aleasă a căpătat, pe când ceilalți au fost împietriți. Și scrie versetul 25, fraților, să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel, și asta e cea mai mare parte, a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci, tot ce e scris în carte cu în Daniel, vor fi mântuiți. Dar până atunci, împietriți. De ce? Au ei aroganța lor de evrei. Plus stările vinovate care nu le permiteau să întoarcă la Dumnezeu și n-au cum să ajungă la credință, scăpând de împietrire, numai cu pocăință. Doamne, ajută-i! Încheiem, frați și surori, reamintindu-ne din cele învățate în această seară, că avea credință înseamnă avea viață veșnică. A avea credință înseamnă a se face lucrurile Dumnezeu prin ființele noastre, prin adunarea Domnului și a ne alege și cu răsplătire în viața veșnică. De fapt, noi tot ce culegem e ca rezultat al credinței. Faptele sunt tot un rezultat al credinței. Știți versetul de aur? Pentru că oricine crede să nu piară și să aibă viață veșnică. Mărturisind aceasta, scăpăm de judecată, cum spune în Ioan 5:24, spune în 6:47, vom fi în viață. Avem mărturisirea asta? Spune Ioan, că el le-a spus toate cele cuvinte în Evanghelie, reținând cuvintele Mântuitorului 1 Ioan, capitolul 5, versetul 10 și 11. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Și mărturisirea este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Că mântuirea e prin El, minunile se fac în numele Lui, să fie binecuvântat în veci. Și noi cu credință. Împietrirea este păcat în formă continuată. E starea care duce la necredință totală sau la apostazie. Rețineți un verset din Isaia, este semnificativ în privința aceasta, 46:12. Ascultați-mă, oameni cu inima împietrită, vrăjmașa ai neprihănirii. Deci împietrirea e strict legată de păcat, de întuneric. Credința e legată de lumină, de dorința de a te schimba, de a te pocăi. Și închei cu citatul din Roman 2, unde scrie de la versetul 4. Predicăm noi la evanghelizare, dar uneori cred că trebuie să mai spunem asta și printre frați. Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătăți, îngăduinții și îndelungii lui răbdări? Un Dumnezeu cu brațele deschise spre noi
și nu cu ele goale, cu daruri, cu haruri. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Să ne ajute bunul Dumnezeu să fim cu credință până la sfârșit, ca să intrăm în moștenirea aceea primită prin credință, slăvit să fie Domnul. Amin.